competitivitate, dar această competitivitate este susținută pe un set comun de reguli și se dorește o echidistanță și o taxare într-un mod egal pentru toți membrii. De aceea susținem oficiul și alături de oficiu încercăm să aducem modificări în cadrul legislativ prin acte normative cu impact pozitiv. Crearea unui cadru fiscal, o reformă a modelului de taxare prin consolidarea taxelor de licență și autorizare și o creare a premiselor pentru reglementarea sectorului online, care la ora aceasta ar fi principalul dușman al activității în domeniu, pentru că, deși există legislație, nu se poate la ora actuală implementa, se dorește implementarea acesteia și ar aduce acest domeniu importante contribuții la bugetul de stat. Și, totodată, ar fi un echilibru și o stabilitate și pentru piața offline. Vreau, în final, să mulțumesc organizatorilor că mi-au dat ocazia să vin și să vorbesc un pic în fața dumneavoastră. Și vreau să asigur toate instituțiile statului și toate organismele de transparența patronatului organizatorilor de pariuri și de suportul acestora în îmbunătățirea cadrului legislativ pentru evitarea problemelor din piața neagră, piața gri și oricare alte probleme care ar putea aduce o umbră în această activitate, care până la urmă este o activitate recreativă, suplimentară, în colaborare strânsă cu sport. Vă mulțumesc! Însă astăzi vreau să vă prezint un produs nou din portofoliul nostru, care este sistemul de management și control pentru cazinouri de la Slotnice. Sistemul oferă o soluție completă de management a jocurilor de noroc bazat pe 10 ani de experiență și management în domeniul cazinourilor. Este o soluție ce oferă un set complet de instrumente pentru a controla și gestiona atât jocurile la game, cât și operațiunile slot dintr-un cazino sau la deșoc, folosind doar un singur sistem pentru o locație sau mai mult. Slotlogic vă pune la dispoziție un set baz de instrumente de marketing care pune în favoare loialitatea jucătorilor. Sistemul are următoarea arhitectură. Ca element de bază este SMIG-ul, de slot machine interface lock, care este conectat direct la aparatul de joc. După aceea, SMIG-urile sunt conectate în serie. O serie de SMIG-uri sunt conectate la un concentrator, iar concentrator pentru un cablu USB e conectat la server. Cititorul de cablu la rândul lui e conectat în SMIG. SMIG-ul și aparatul de joc interacționează prin protocol SAS, astfel oferind toate datele financiare din aparat. Și SMIG-urile și concentratorul interacționează cu serverul central prin protocol RX-2485. Sistemul mai are mai multe module folosite pentru configurarea și utilizarea sistemului, dar le luăm pe rând pe doar. Primul modul este modulul de administrație. Prin modulul de administrație se configurează sistemul. Aici se definesc toți utilizatorii sistemului, se definesc anumite roluri și fiecărui utilizator îi se poate acorda anumite roluri, astfel încât, să zicem, un casier are acces doar la modulul de caserie, un recepționist are acces doar la modulul de recepție, însă totodată se pot configura și utilizatori care se poate folosi mai multe roluri, adică un atendent poate utiliza modulul de caserie și de recepție. Tot în modulul de administrație se face și configurarea sistemelor conectate la
la întreg sistem, adică cititoare carduri, printere, scanere, webcam-uri, modemi GSM, etc. Urmează modulul de casierie. Acest modul permite înregistrarea tuturor operațiunilor cash sau card și permite totodată răscumpărarea punctelor în cazul utilizării în scopuri de marketing. De exemplu, pentru 100 de puncte putem oferi 1000 de etichete la o tombolă pentru mașină. Tot prin intermediul modului de casierie se poate face și schimbul de tură, adică se printează anumite rapoarte, să se vadă exact situația financiară la schimbul de tură și se poate încheia și ziua, după rapoartele din casierie. Un alt modul este modul de jackpot. Creează jackpot-uri locale și globale. Se pot seta jackpot-uri care se dau atât în numerar cât și în premii, gen telefoane. Există opțiune de autoactivare sau autodezactivare în orice moment se dorește aceasta. Și se lasă să ruleze doar o anumită perioadă. Se pot seta anumite restricții, de exemplu, bet minim, bet maxim pentru jackpot-urile respective sau pentru un anumit tip de card. Sistemul nu are o limită pentru numărul de jackpot-uri sau numărul de sloturi conectate la un jackpot. În cazul unui jackpot global, toate serverele din locații vor fi interconectate prin serverul central, iar datele vor fi criptate astfel ca să nu fie sau. Datele vor fi criptate prin protocol SSL. Modulul PDS. Aici avem posibilitatea de a seta modalitatea de acumulare a punctelor pentru jucători, fie ca procent din pariuri, fie ca procent din diferența dintre bet și câștig pentru fiecare pariu. Tot aici putem seta și posibilitatea de răscumpărare a punctelor în caz dacă se dorește, după cum am menționat în exemplul de mai sus, adică 1000 de lei pentru 100 de puncte. În cazul în care se dorește, tot aici se pot seta și condițiile de acumulare a punctelor pe card pentru diferite nivele de loialitate. De exemplu, pentru clienții VIP se dorește o acumulare dublă a punctelor sau orice altă posibilitate. Modulul de vizualizare. Modulul de vizualizare este folosit la crearea de template-uri pentru jackpot-uri, turnee, loterii și suportă orice tip de format foto sau video. În cazul în care la sistem sunt conectate două sau mai multe locații, se va folosi modulul de replicație a datelor. Astfel, modulul permite conectarea statisticilor din toate locațiile. Oferă acces la contori pentru orice perioadă se dorește. Jucătorii vor avea un singur card pentru toate locațiile. Nu va fi nevoie de 10 carduri pentru 10 locații diferite. Și replicația funcționează prin conexiune de game. Un alt modul este modulul de management. Modulul permite centralizarea și călcarea datelor financiare în baza contorilor. Pentru orice perioadă dorită se pot vedea procentul de câștig, betul mediu, numărul de jocuri, etc. Toate informațiile se pot ordona după un anumit criteriu dorit. Rapoartele dorite se pot creda direct din tabel sau exporta în Excel dacă este instalat Office-ul pe calculatorul respectiv. Un alt modul este evidența de jocuri. De exemplu, în sistem se pot seta pentru fiecare tip de aparat, gen sau fiecare gaming, cum ar fi Multigenerator 4, care are 10 jocuri. Pentru fiecare joc se setează numele jocului, după care sistemul poate genera rapoarte care arată în mod real, în timp real, care sunt încasările pe un anumit joc din mixul respectiv. Un alt modul este evidența jucătorilor.
e un submodul la același modul de management. Aici se pot vedea toate informațiile de marketing pentru fiecare jucător în parte. Bineînțeles, doar în cazul în care se folosește cardul. La fel ca și în alte module, toate informațiile se pot filtra, se poate folosi căutarea rapidă și se pot printa rapoartele direct din tabelă. Următorul modul sau submodul este statistica profit, care permite afișarea rezultatelor pe fiecare aparat pentru perioada aleasă. Mai avem statistica pe locații. Acest modul centralizează datele din toate locațiile și poate genera rapoarte atât pe aparate cât și pe jocuri în parte. La fel ca și în alte module, datele se pot filtra, sorta și se pot filtra direct în tabelă. Pentru vizualizarea informației, acest modul poate crea și diagrame pentru vizualizare mai ușoară. Modulul de monitorizare. Oferă monitorizarea echipamentelor, sistemului și aparatelor în timp real. Un alt submodul este starea echipament. Ne oferă informații despre starea generală a aparatelor, uși deschise, versiuni de soft sau card reader, activ, etc. Monitorizarea echipamentului. E la fel un submodul din submodul starea echipament care ne oferă date detaliate pentru fiecare aparat. Adică contori, versiuni SAS, IP la acceptor, etc. Un alt modul al sistemului este terminalul IPO. Modulul respectiv se instalează pe un terminal separat și e pus la dispoziția clientului pentru vizualizarea sumei de puncte acumulate sau pentru a putea rezerva un aparat în cazul în care se califică pentru această opțiune. Această opțiune de rezervare se poate face automat și setările se dau din sistem. Tot aici avem și planul SELIPEN pentru comunitate. Tot aici jucătorul poate vedea ultimele 10 plăți la aparatul ales de pe plan și poate vedea și istoricul jackpot-urilor din sală. Modulul Loyalty and Bonuses. Cu ajutorul acestui modul se pot crea și gestiona anumite evenimente, cum ar fi tombole, pentru a automatiza calificarea jucătorilor pentru aceste evenimente. Extragele se pot face zilnic, săptămânal, lunar, iar sistemul va informa automat în e-mail sau SMS toți jucătorii calificați. La finalul evenimentului, informațiile pot fi afișate pe ecran în locații, folosind anumite template-uri din sistem. Sistemul va ține un istoric pentru toate evenimentele promoționale. Modulul recepție. Acest modul este folosit pentru înregistrarea clienților în sistem. Se poate folosi și la distribuția de e-mail-uri sau SMS către jucători. După ce se face înregistrarea jucătorului, tot aici se poate programa și cardul. Permite scanare și salvare de documente direct în aplicație, precum și poza jucătorului și poate păstra și un istoric al acestor documente. Se pot utiliza filtre progresive pe coloane, de exemplu, pe coloană putem alege bărbați, apoi pe altă coloană de naționalitate putem alege români și în final o să avem o listă de toți bărbații români. Următorul modul este modulul angajați. Aici se introduc toate datele personale a angajaților, inclusiv copii ale documentelor, contacte, etc. Tot aici se pot emite și cardul pentru contarea angajaților. Sistemul permite căutarea rapidă și după anumite criterii. Astfel, în cazul de necesitate, se pot găsi orice date despre orice angajat sau grup de angajați prin aplicarea anumitor filtre. Acest sistem permite și înregistrarea programului de lucru a angajaților și la fel este posibilă exportarea în format Excel. În baza folosirii cardurilor, angajaților sistemul va genera un raport de prezență zilnică sau un raport de absență. Și pentru sfârșit am lăsat modulul CCTV,
care pe lângă modulul de recepție, caserie și angajați, mai are două submoduri. Galeria jucătorilor prezenți în locație și la parte de incident. Aici îmi încheie prezentarea. Aș vrea să ofer mulțumiri organizatorilor pentru șansa de a prezenta. Vă mulțumesc! Vreau să vă mai rețin puțin atenție. Reuniunea profesorilor din Gambling 2 vine firesc ca o continuare a primului eveniment organizat de revista Casino Insight anul trecut și își propune să ofere un cadru deschis pentru o analiză și un bilanț a industriei noastre de jocuri de noroc la finele anului 2013. Odată cu înființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în aprilie, piața noastră de gaming a făcut un pas înainte, în dezideratul comun de a avea o industrie stabilă și reglementată. Cu toții știm care sunt problemele cu care se confruntă jocurile de noroc în țara noastră, de la piața neagră și comparența neloială ce derivă din aceasta. Instabilitatea și insuficiența legislativă din domeniu și nivelul taxelor aplicate operatorilor din piață. Profesioniștii industriei din gambling din România sunt așteptați să-și exprime opiniile, ideile sau nemulțumirile în partea a doua, sesiune de dialog, dar în același timp sunt invitați să-și aducă aportul concis la realizarea unui cadru proactiv de acțiune, prin care toți cei implicați în domeniul nostru să participe în mod real la găsirea celor mai bune soluții, astfel încât industria noastră de gambling să se revigoreze. Am promis că următoarea ediție a evenimentului Reuniunea Profesioniștilor din Gambling o vom face atunci când lucrurile se vor așeza pe un făgaș de normalitate de piața noastră de jocuri de noroc, astfel încât întâlnirea noastră să fie un reper, un moment de referință. Acum când Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc există de mai bine de jumătate de an, am considerat că este oportun să venim în fața dumneavoastră cu o evaluare a activității instituției care reglementează și veghează asupra unui dimers al domeniului în care activăm cu toții. Acum când se apropie finalul anului, este un moment prielnic să fim împreună și să analizăm ce este de făcut pe mai departe. O altă motivație a demersului nostru a fost starea generală pe care o are industria noastră, măcinată de probleme diverse, unele vechi, altele mai noi, dar care își așteaptă rezolvarea. Am considerat că teme ca anularea impozitului de 25% aplicat pe câștigurile jucătorului și a biletelor de intrare, jocul responsabil, legalitatea sau nu a gambling-ului online în România sau combaterea pieței negre sunt subiecte arzătoare pe care trebuie să le dezbatem. Așadar, vă invit în partea a doua, după ce o să vă rog să mergem să bem o cafea și apoi să coborâm să luăm masa la restaurant. Deci în jurul orei 1 suntem așteptați și jos. Posibil și mai devreme o să vă informez. Deci, vă rog să pregătiți pentru a doua sesiune întrebări pentru toți invitații noștri, pentru că au făcut eforturi să, ca și dumneavoastră să veniți aici. Este important să aduceți în discuție toate problemele care vă frământă. Vă mulțumesc încă o dată!